Câțiva dascăli din București au ținut cursuri de formare cu profesorii din Petroșani. Ideea generală a fost că noile metode trebuie să fie preluate ca un virus, iar profesorii trebuie să se schimbe ei înainte de a schimba învățământul. Totul a pornit de la o invitație lansată de una dintre școlile private din Petroșani, care a găsit de cuvință să invite formatori de la o școală româno-finlandeză din București. Așa au aflat ce pot face să schimbe ceva în sistemul de învățământ. Și se pare că totul a prins așa cum era de așteptat, ca un virus. Venim de la o școală care este nou înființată în București în 2010 și care a aplicat pentru prima oară în România principiile educației finlandeze, despre care cu toții cred că știm că este sistemul care a fost renumit prin rezultatele pe care le-au avut la testările PISA. Motivul pentru care venim aici, aici este prima oară când venim în afara Bucureștiului, este în primul rând relația pe care o avem cu școala Dinamicii și care ne-au invitat, pentru că e prima condiție ca să te duci într-un loc. Însă ce am văzut a fost o deschidere deosebită pentru modalitatea de lucru pe care noi o adoptăm la noi în școală. Sistemul finlandez nu este unul recunoscut doar pentru performanțele copiilor, ci este unul bazat pe alt gen de relații, dar în primul rând pe o nouă abordare a dascălilor. Profesorilor le propunem că înainte să se schimbe sistemul, trebuie să fie încurajați ei că pot să facă o schimbare în viața lor și în viața copiilor cărora le predau. Le propunem faptul că părinții sunt o resursă extraordinară pe care trebuie să o folosească și m-am confruntat de prea multe ori în sistemul românesc cu părinți care au devenit consumatori de educație și educația nu este ceva consumabil, educația este un beneficiu. Totul a pornit de la noile sisteme de comunicare între școli și la invitația formatorilor de la Petroșani, printre care s-a numărat și profesorul Lucia Muntean, dascălii de la noi au agreat ideea de a cunoaște un sistem nou, iar temele abordate au fost pe gustul tuturor. Prima sesiune a fost despre sistemul finlandez de învățământ și implicarea principiilor finlandeze în România. S-a mers pe ideea că nu se poate lua un sistem de învățământ care funcționează într-o țară și să-l introduci în țara ta, în România, de exemplu. Dar putem să luăm tot ce e bun din el și să aplicăm la noi la clasă. Asta a fost prima temă, după care a doua temă a fost despre stima de sine, despre profesorul care trebuie să aibă încredere în forțele lui și s-a vorbit despre latura psihologică a profesorului. Iar acum, în încheiere, a treia temă este despre a face totul cu pasiune fără să te epuizezi. Timp de două zile la Petroșani, formatorii de la școala finlandeză au căutat punctele ce pot fi dezvoltate în învățământul românesc și au încurajat pe profesorii de aici să aplice cunoștințele nou dobândite la clasă.